Așadar, dragilor, continuăm clasa 11-a. Sunt numai te rog acum, dacă dacă îți uita atent, da, Florin, te rog. Da, te rog. Cum? Încă o dată. X indice n plus 3, da. 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 Cei nici XN, da. Deci se dă și... Deci se dă și lui XN printr-o recurență. X indice N plus 3 egal cu A indice XN plus 2 plus B X indice N plus 1 și plus C ori XN. Unde AB și C? ABC sunt numere reale, da. Și X1, X2 și X3 sunt date. Sigur că da. Deci X1, X2 și X3 cunoscuți ca să poată porni recurența. Da. Da. Pe mine mai interesează XN, pentru că e cazul general. Forma șirului XN, da? Da, adică demonstrați. Florine, e o treabă delicată asta. Da? Deci... Eu mi-am propus, nu e din manuale sau... Aaa, așa. Aici e vorba de... Conecta se transformă într-o recurență de ordinul 2. Nu, de ordinul 3. Asta e de ordinul 3. De, ecuația caracteristică aceea este de ordinul 3, care s-a atașează. Dar, în general, cu A, B și C, trebuie cunoscuți, nu se poate generaliza. Deci nu poți să-ți generalizezi formula. Trebuie să fiu în niște situații concrete, particulare, cu A, B și C cunoscuți. Da? Deci este o recurență lineară de ordin 4, nu? Că, de ordin 3, pardon, de ordin 3 și liniară. Pentru că toți termenii sunt la puterea 1. Da? Deci, teoria spune că se atașează ecuația caracteristică, aici e dusă tot în stânga, și din R la a treia, minus A R pătrat, minus B R, minus C, egal cu 0. Să găsesc... A, închipuiți că ai împărțit, ca la ecuație omogenă, s-ar împărțit totul prin Xn, și apare Xn plus 3 supra Xn, și diferența e de 3 unități. Da? Deci dacă împărțim totul prin Xn, Xn plus 3 supra Xn, diferența dintre Xn și Xn plus 3 e de 3 termeni. Da. Așa. Și de aceea ecuația caracteristică este R la a treia minus A R pătrat, la celălalt vine Xn plus 2 supra Xn, și de 2 termeni, plus B, minus B R și minus C. Este o chestie mai delicată, repet, nu am... timp acum să mă apuc să-ți fac toată povestea asta. Este ceva frumos, dar am altă treabă de făcut în seara asta. Am pe cineva aici la lecții și nu pot să stau de vorbă, să ne întindem cu discuția asta particulară, da? Am crezut că este o chestie mai uzuală, așa, mai la îndemână. Depinde, dacă delta are rădăcini. Atenție, dacă are rădăcini reale, dacă nu are... Acolo, dacă rădăcini complexe, sunt situații de acestea mai delicate. Da. Da, de aceea spun... Hai să vedem ce limită mai ai. Hai. Limită pentru? Da. Da. Deci dintr-o linie de fracții și la numărător. Da. Da. Logaritma din E plus x e plus 2x, da? Ori puncte punctul logar natural din e x, totul supra e x, da? Totul supra x, da, totul supra x. Păi, dacă treci la limită, faci 1 minus 1, 0 pe 0, nu? Da. Că logaritm din e face 1, logaritm din e face 1, 1, 1, 1, 1. Aici, ai aplicat conjugata aici, nu? Da. Și după aplicarea conjugată este egal cu limită pentru x tinde la 0 din conjugata aplicată înseamnă 1 sus rămâne 1 minus logaritm natural din e plus x ori logaritm natural din e plus 2x ori și mai departe logaritm natural din e plus e în x totul supra x pe lângă 1 plus 1 ar veni. Că e 1 plus radicalul acela care trage tot 1 la limită, deci ori 2, practic. Da? Da. Și acum am să încep niște cazuri particulare. Deci pentru n egal cu 1, pentru n egal cu 1, avem limita următoare. L1, hai să zic așa, L1 egal cu limită pentru x tinde la 0, din 1 minus logaritm natural din e plus x totul supra 2x, nu? Păi, nu înlocuim pe x cu 0 acum. Am luat pentru n egal cu 1, mă. Nu x egal cu 1, n egal cu 1, adică un singur logaritm. Da? Da? Deci deci am o situație particulară. Când n este 1, deci vine 1 minus primul logaritm. Logaritm natural din e plus x. Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din. În loc de 1 pot să zic logaritm natural din e. Da? Logaritm natural din e minus logaritm natural din e plus x totul supra 2x, da? Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din diferența 2 logaritmi egal cu logaritmul câtului. Logaritm natural din e supra e plus x. E supra e plus x. De acord? Hai să facem invers. Să scoatem un minus în factor. O punem minusul chiar în fața limitei. Tu mă vezi acum la tablă? Da. Ei, am scos minusul în față și atunci vine logaritm natural din e plus x minus logaritm din e. Și care înseamnă logaritm natural din e plus x, totul pe e. Da. Da? Am schimbat ordinea și logaritmul este acum din e plus x minus logaritm din e. Și faci logaritmul câtului. Supra 2x, bine? Și egal mai departe cu minus limită pentru x tinde la 0 din logaritm natural din distribui pe 1, pe e îl distribui și din e pe e face 1 plus x supra e, da? Totul supra 2x. Da? Totul supra 2x. Da. Și avem o limită fundamentală care zice așa, limită pentru x tinde la x0 din logaritm natural din 1 plus o expresie e de x totul supra e de x egal cu 1 dacă și numai dacă e de x se duce spre 0 după înlocuire, da? Dacă e de x tinde la 0. Există limita aceea fundamentală, logaritm natural din 1 plus ceva supra cel ceva. Da, pentru că pornește de la 1 plus x supra x. Așa, 1 plus x supra x, dar am înlocuit în loc de x. O expresie, clar. Și de-aia am spus că expresia să se ducă spre 0. La mine expresia este x pe e. Expresia este x supra e. Și îmi trebuie la x-ul de desubt e. Așa că mulțesc și împart cu un e. La numitor. La numitor înmulțesc și împart cu un e. Vezi la tablă ce fac eu acum, da? Și atunci asta face fundamentală 1 și egal cu minus 1 supra 2e. Deci minus 1 supra 2e. Asta e limita. Pentru nu egal cu 2, pentru nu egal cu 2, avem L2, o altă limită. Limita va arăta așa, în cazul particular, pentru N2. Limită pentru x tinde la 0 din 1 minus logaritm natural din e plus x ori logaritm natural din e plus 2x. Ții minte că așa era, da? Am luat mai 2 logaritmi acum. De acord? Totul supra, cât este? Totul supra 2x partea asta. Și egal mai departe, adun și scad la numărător un logaritm natural din e plus x. Deci adun și scad. Deci va veni egal cu limită pentru x tinde la 0 din 1 minus logaritm natural din e plus x. L-am scăzut mai întâi. 1 minus logaritm natural din e plus x plus logaritm natural din e plus x minus logaritm, minus cei doi logaritmi înmulțiți. Minus logaritm natural din e plus x ori logaritm natural din e plus 2x totul supra 2x. Și acum voi grupa 1 minus logaritm natural din e plus x supra 2x și distribui în două limite, rup în două limite. Alo? Mă auzi? Deci egal cu limită pentru x tinde la 0 din 1 minus logaritm natural din e plus x supra 2x, prima limită. Nu se înțelege? Deci am zis 1 minus logaritm natural supra 2x plus limita a doua, limită pentru x tinde la 0 din, dau și pe logaritm natural din e plus x în factor comun, pe lângă din ăștia doi de la sfârșit. Dau pe logaritm natural din e plus x în factor comun. Și rămâne 1 logaritm natural din e plus 2x. Totul supra 2x, da? Prima am făcut-o. Prima mi-a dat minus 1 pe 2e. De acord? Da, inducție este. Da? Gata, te las de acum că mă așteaptă puțin, stau eu aici și trebuie să fac ce mi-am propus. Urmărește ce mi-am propus, că fac ceva cu derivate. Da, n-am ajuns la derivate, dar eu știu că am primit. Bun. Gata, Florine! Salutare! Da. Ah, fără sunet încep să vorbiți cu Florin. Cineva ne urmărește și constată că n-am sunet. Așa. Ia să vă sodem la baterie. Ai o dreptate. Ei, băieți, să ne urmăriți. Da? Acum se aude, mă, bănuiesc că se aude. Să mulțumesc pentru mesaj. Și da, așa se întâmplă. Mi s-a terminat bateria. Încă o dată mulțumesc pentru cei care mi-au trimis mesajul. Da. Fără sunet. În timp ce vorbiți cu Florin, nu se aude. Bravo. Mulțumesc mult. Așadar, Cosmine, ne apucăm de lucru că Florin nu a fost pe fază, ne-a chinuit o leacă cu limita asta. Da? Parcă altă limbă. Dar nu merge straniu. Da? Nu. Este o limită frumoasă, care merge pe inducție. Interesantă. Cu adevărat interesantă, dar noi ne-am propus să facem altceva în seara asta. Deci continuăm cu derivatele, că începusem aseară, da, nu? Da. Așa. Măi, Florine, da. A fost exercițiu interesant, clar. Așadar, Cosmine, aseară am discutat și am zis așa, că constanta derivată este 0, nu? Da. Hai să ne amintim formulele pe care le-am găsit. Deci, formule tabelul, formule de la derivate. Constanta derivată este egal cu 0, prima formulă. Constanta derivată e 0, adică 7 derivat, 7 derivat egal cu 0. 100 derivat, cât este? Tot 0. Deci orice constantă minus 5 derivată este 0. Orice constantă derivată este egal cu 0. Deci orice număr derivat face 0. 2. A mai fost... Am pus constanta derivată face 1, nu 0. Face 0, da. Foarte bine. X la n, totul derivat. X la n, totul derivat. Este egal cu n ori x la n minus 1. E așa, discutam aseară, 2 iese în față și vine 2x la n minus 1. Exemplu. X la a treia derivat, deci asta vreau să înțelegi, că x la a treia totul derivat, este egal cu 5. 3 pe lângă x la a doua. 3x pătrat. Da? 3x pătrat. Da. 7. X la 5-a, totul derivat, egal cu? Egal cu 5x la 4. 5x la 4. 3. Radicalii mici n din x, totul derivat. Radicalii mici n din x, totul derivat. Aseară am discutat-o, este egal cu 1 supra n, radical indice n, din x la putere n minus 1. Da? A treia formulă. Radical indice n din x totul derivat, face 1 pe n, radical indice n din x la n minus 1. Adică, să ne înțelegem, e vorba de radical indice 5 bunoare din x totul derivat, cât face după formulă? 1 supra 5. 1 supra 5. Radical de ordine 5. Da. Din x la 5 minus... Nu. N minus 1. Adică 5 minus... 1, 4. X la 4. Da, x la 4. Deci cu o unitate mai mică. Alt exemplu. Radical indice 7 din x derivat face... 1 supra 7, radical din ordine 7, din x la 6. Deci 1 supra 7, radical din 7, din x la 6. Ai înțeles 6, da? Da. 4. Parcă am zis, e la x totul derivat egal cu e la x. Da, egal. Da? Deci constanta de... Singura care nu suferă. Așa. Până m-am mai zis 5. A la x, totul derivat, egal cu a la x, ori logaritmul din a. Așa s-a formulă, a cincea formulă descoperită aseară și mi se pare că aici ne-am oprit. Da, aici. Da. Bun. Hai să gândim acum funcția f de x egal cu logaritmul din x. Deci ne ocupăm de funcția și vrem să-i găsim derivata. Deci, derivate facem, da? Derivate, continuăm. Deci luăm f de x egal cu logaritm natural din x. Ln. Adică baza este e. Când zic ln, da? Logaritm natural din x. Și atunci, cum spunea seara, f derivat în punctul x0 egal cu limită, nu? Așa am zis eu? Da. Limită pentru x din de la x0 din f de x minus x0 f de x0 așa, x0 totul supra x minus x0 și egal cu și este egal cu limită pentru x din de la x0 din f de x cine este? F de x ln din x ln, nu ln, logaritm natural pronunță, nu ln, nu-ți fi ln să produc logaritm natural din x logaritm natural din x minus logaritm natural din x0 logaritm natural din x0 totul supra x minus x0 și egal cu dedesubt egal cu limită pentru x tinde la x0 din diferența a doi logaritmi egal cu logaritmul fracției. Nu? Deci, logaritm din A minus logaritm din B, avem o formulă. Deci, logaritm în baza A mic din A mare minus logaritm în baza A mic din B mare. Logaritm în baza A din A pe B. Și așa suntem și noi acum, din A supra B. Avem logaritm minus logaritm. Se scrie ca fiind logaritm, un singur logaritm, din fracția logaritm în bază n din logaritm în bază e supra, da, din x supra x supra x minus x. Și ai văzut că discutam cu Florin mai devreme și am o limită fundamentală care spune așa: limită pentru x tinde la un x0 din logaritm natural din 1 plus o expresie e de x supra e de x face 1, limita asta face 1, dacă și numai dacă e de x asta, când trecem la limită, se duce spre 0. Da? Deci asta e o limită fundamentală, că și tu ai făcut limită fundamentală, nu? Logaritm natural din 1 plus ceva supra acel ceva face 1, dacă expresia asta face 0. Ei, eu n-am 1 plus aici. Deci în argumentul logaritmului n-am 1. Neavând pe 1, atunci îți cad un 1. A, da, da. Da? Deci în argument atunci să fac 1 ca să fac rost de 1 ăsta. Și deci egal cu limită pentru x din la x0 din logaritm natural din 1 plus x supra x0 minus 1, ca să fie treaba bună, că am adunat pe 1 și trebuie să-l și scad. Minus 1, da. Supra... Totul supra x minus x0, da? Și egal mai departe, cu limită pentru x din de la x0 din... Aduc la același numitor aici. Amplificăm cu x0. Deci logaritm natural din 1 plus x minus x0 supra x0. Deci adunăm și scădem la madură, la aceeași mitotă. X minus Y0 pe X0. Totul supra X minus X0. Uite ce spune aici. Logaritmul natural din 1 plus o expresie supra acea expresie. Am noi expresia cine este acum? Expresia E de X este asta. X minus X0 supra X0. Asta e expresia. Eu jos aici la numitor trebuie să am expresia. Eu am pe X minus X0. Ce ar mai trebui lui? X minus X0 îi trebuie. Doar atât îi pun la numitor un X0 ca să așeze ca aceea și pun și sus X0. Că în felul ăsta simplifică, da? Și să fie identic expresia. Și toată asta aici 1 și va fi egal cu 1 supra X0. Deci iată că logaritmul natural din X derivat, logaritmul natural din X totul derivat, ne-a dat 1 pe X0 când am zis un X0. Da. Dar, în general, în orice punct, deci va fi 1 pe X. Așadar, zicem 5, 6. Dacă schimbăm într-un alt punct, va fi 1 pe punctul acela. Deci, în general, zicem 1 pe X. Așadar, am găsit că logaritmul natural din X, totul derivat, face 1 pe X. Așa s-a formulat. Băi, ce tari suntem. Vezi? Deci am găsit așa sa formulă. Verișoara ta și cu așa, învață formulele astea, așa pe de rost. Vreau să spun că așa le prezintă profesorii, foarte puțin sunt cei care demonstrează, dau tabelul derivatelor. Azi facem derivate. O funcție derivabilă, dacă este limitată la raportul ăsta. Iată formulele. Și le pune acolo. Pe tablă și voi le învățați, azi le vezi, nu le uiți, azi le vezi, nu le uiți. Dar adică sunt niște limite la urmă. Derivata este o limită. Am prezentat într-una din lecții trecute de ce e atât de interesantă derivata. La ce se folosește? Foarte tare acolo. Dragilor, am introdus noțiunea de derivată, am făcut-o într-un mod original acolo, plecând de la nevoia de a studia semnul unei funcții și intervale din monotonie și am simțit în construcția aceea nevoia, am simțit nevoia să construiesc funcția aceea f de x minus f de x0 supra x minus x0. Pentru că studiul acela trebuie făcută amănunțit în fiecare vecinătatea lui x0 acolo. Și de ce îți treci la limită? Dar cu altă ocazie am să mai insist să vedem și mai bine de ce așa stau lucrurile. 7. Să luăm funcția f de x egal cu logaritm în baza A din X. Nu ln. Într-o bază. Da, într-o bază. 2, 3, 7, 9. Pentru asta am să fac următoarea șmecherie. Egal cu 3 din baza A în baza E. Există o formulă de trecere dintr-o bază în alta. Da? Asta ne-am amintit formula aceea de trecere dintr-o bază în alta. Zicem. Logaritmul în baza A din B egal cu, din A să trec în C, egal cu din difracții, logaritmul noua bază care îmi propune eu C din B, logaritmul în baza nouă C din A. Asta e formula de trecere dintr-o bază, din baza A în baza C. Să nu pus să o demonstrez și pe asta acum, că cred că reușesc să o fac, să o demonstrez, dar asta vreau să spun Cosmin, nu știu cum să... Toată matematica curge așa, dintr-o relație în alta, dintr-o relație în alta. Nimic nu e mecanic. Deci nu memorăm niște formule, că nu le-a născut cineva peste noapte și acum tot este invers. Ci ele sunt ușor de demonstrat. Cine înțelege matematica așa, în varianta care o prezint eu, are șanse foarte mari să facă matematică, să spunem, cu zâmbind, fără să mai fi stresul ăla continuu. Așadar, să trec din baza A în baza E. Și atunci o să spun egal cu linii fracții. Da. Logaritm Bazaie, nu? Da. Și logaritm Bazaie îl și vârne. Logaritm natural. Logaritm natural din X. Da. Supra logaritm natural din A. Foarte. Și iată că f derivat, de x va fi logaritm natural din x supra logaritm natural din a, totul derivat. Care mai poate fi scris ca fiind egal cu 1 supra logaritm natural din a ori f de x derivat. Deci, 1 pe logaritm natural din a ori f de x. Că dacă mulțesc 1 ori f de x face f de x, adică face logaritm natural din x, în loc de f de x, pun logaritm natural din x, ca înainte, supra logaritm natural din a. Și ca la limite, că doar derivata este o limită, și la limite constanta este în fața limitei, și aici 1 pe logaritm natural din a este în fața derivatei. Deci va face 1 supra logaritm natural din a ori logaritm din x, totul derivat. 1 supra logaritm natural din a ori logaritm din x, totul derivat. Și logaritm din x derivat am făcut-o aici. Cât este logaritm din x derivat? 1 pe x. Deci va face 1 supra x ori logaritm natural din a. 1 pe x de la logaritm și logaritm natural de la numărul acela. Așadar, a șaptea formulă, asta este, 7, e vorba de logaritm în baza din x, totul derivat, este egal, logaritm în baza din x, totul derivat, face 1 supra x logaritm natural din a. 1 pe x logaritm natural din a. Asta e și a șaptea formulă. Să vedem ce am făcut până acum. Am făcut funcția putere cu funcția radicală, funcția exponențială cu logaritme, că una este inversa celelalte. Și să ne ducem acum spre funcții trigonometrice. Deci, vreau să găsesc derivatele funcțiilor trigonometrice. Și inversilor aș vrea. Adică axin arcos, arcotangent și arcotangent. Directe și inverse. Să încercăm. Poate reușim. Și eu. Nu prea avem noi așa instrumente de lucru așa bune, dar să sperăm că reușim. Ne amintim din trigonometrie, o serie de formule. Avem un control, trebuie să ne amintim. De aceea, deci f de x egal cu sin de x. Da? Funcția asta este. Și atunci zicem, f derivat în x0, adică sinusul derivat în punctul x0, da? Egal cu limită pentru x din de la x0 din. Te rog să vorbești, din. Din sinus de x. Da, sinus. Sinus de x minus sinus de x0. Totul supra x minus x0. Perfect. Egal. Limita pentru x de la x0. Da. E, aici. Păi să punem un x, adică sinus de x minus, minus sinus de x0 supra x. Sinus de x0. Aaa, nu-i merge, nu merge deloc așa. Tu vrei să spui, să zicem, să scoatem pe sinus în factor comun, nu? Nu, era o fundamentală. Da, fundamentala era așa. sin de expresii, sinus de expresie e de x, totul supra expresie e de x. Deci sin dintr-o expresie e de x, totul supra e de x, limită pentru x din de la x0, deci sin de x face 1, dacă și numai dacă e de x tinde la 0. Deci sin de e de x, totul supra e de x face 1, dacă și numai dacă e de x tinde la 0. Da? Deci foarte tare limita asta. Dar să fii sin de ori șmecherii, acolo, cât o fi o expresie, supra exact expresia ce e desubt, deci argumentul lui sinus îl găsește de desubt, și face 1 dacă expresia se duce la 0 după înlocuire. Nu mai mi-am des formula asta. Sinus, sin de A minus sin de B. Era o formulă de la trigonometrie. Tu îți mai amintești ceva? Hai să încercăm să o descoperim. Ia să vedem cât este sinus de A plus B. Sinus de A plus sinus de B. Sinus de A plus sinus de B. Bă, tu mă înjuri. Este sin de primul cos de al doilea plus cos de primul sin de al doilea. Sin, cos, cos, sin. Deci este sinus de primul unghi, sin de A, cosinus de B, minus cos de A, sin de B. Prietenilor noștri spun așa, că toată trigonometria, de la prima formulă până la ultima, demonstrate așa, perfect, toate formulele se găsesc într-un volum. Deci toată trigonometria se găsește într-un volum pe care îl vedeți acolo la Prof Online, în cele 18 volume, există și formule sau volumul cu trigonometrie, nu mai știu cum am intitulat. Și pot să-l accesez foarte ușor. Sunați la un telefon acolo și mi se dă acel volum, are 10 dividuri, înseamnă 15 ore, 10 sau 11, nu mai știu exact. Înseamnă 15 ore de matematică. Și în 15 ore eu am făcut toată trigonometria, demonstrat. Deci, pe loc te-ai deșteptat dacă el v-ați bună. Dacă ai pus mâna pe ăla, pe loc ai șansă să știi toată trigonometria. Că le-am demonstrat una din alta, perfect, așa. Și mai făcut eu undeva, două ore am impresia, că lucram pe tabla asta prin primele lecții, că acum sunt vreo 800... Știi câte lecții sunt acum? Eu cele mai multe sunt la liceu. Știu, mă, că sunt la liceu, dar toate lecțiile, știi câte sunt în stivă? M-am uitat doar la liceu. Numai la liceu. Sunt 800 și ceva. Deci când intri la Prof Online... Da, știu, apare acolo... 860, nu știu cât. O să mă uit în seara asta, să țin minte. Că ele, numărul lor crește continuu, că în fiecare zi adaug, nu? Da. Ei, prin primele lecții, dacă cobori acolo, prin primele lecții, cred că lecția 15, 20, nu știu acolo, sunt și formule demonstrate. Le ai la îndemână, dar le-am concentrat, le-am făcut în două ore, spuneam că lucram pe tabla asta acolo, pe spatele grajdului, acolo le-am făcut pe toate. Acum, vezi că mă leg de formula sin de A plus B, sin de A cos de B, minus cos de A sin de B, da? Iar sin de A minus B, să spui la 10 fără un sfert, să oprim ca să... Da. Nu mai puteți în casă. Ai prins mașina seara? Da. Fix după 3 minute după ce ați plecat, bă, ai fost pe fază, nu? Dar tot acolo te duc. Că tot timpul îmi vine la îndemână să mă duc. Dacă e mai ok, da. Mai ok și pentru mine. Dacă o adică o scapi, sare podul, nu? Sare podul, da. Treci podul și ești acasă. Da. Deci sin de A minus B egal cu sin de A cos de B plus la sinus trebuie să respect semnul, mă. Dacă e plus aici, plus între ele, dacă e minus aici, minus între ele. Deci sin de A cos de B plus cos de A sin de B, sin de A minus B, sin de A cos B, minus cos de A sin de B. Trag linii și le scad, mă, ca aici, că se le scad, nu? Sin minus sin. Dacă le scad, înseamnă că mulțesc cu minus 1 aici și va veni minus, asta va fi cu minus, aici e plus. Deci la scădere aici voi avea minus, că de-aia din asta minus la asta, aici va fi minus, aici e plus. Și acum ca și cum le-aș aduna, așa ar veni sinus de A plus B. Vorbește. Sinus de A plus B egal... Minus, minus. Da, pardon. Minus, da, sinus. Minus. Sinus de A minus B egal cu... De ăștia se reduc, da. Că unul cu plus, altul cu minus. Cos de B și ăla. Se adună 2 cos A sin B. Da. Deci egal cu 2 cos A sin B. Și acum o să notăm. A plus B notăm cu un alfa. Iar A minus B cu un beta. Și dacă le adunăm, vine 2A egal cu alfa plus beta, de unde rezultă că A va fi alfa plus beta pe 2. Deci dacă le adun, vine 2A egal cu alfa plus beta, A egal cu alfa plus beta pe 2. Iar dacă le scad, se duce ca al de A și vine 2B egal cu alfa minus beta, de unde B va fi egal cu alfa minus beta pe 2. Și atunci, sin de A plus B, adică în loc de A plus B ce-am spun? Alfa. Deci vine sin de alfa minus sin de beta, sin de alfa minus sin de beta, egal cu 2 cosinus de A. A-ul cât a fost? Alfa plus beta pe 2. Da. Alfa plus beta supra 2 ori cosinus, ori sinus de B mic, care este alfa minus beta pe 2. Alfa minus beta pe 2. Deci avem sinus de alfa minus sinus de beta, sin de alfa minus sin de beta, egal cu 2 sinus de alfa minus beta pe 2 ori cosinus de alfa plus beta pe 2. Deci sin de alfa minus sin de beta este egal cu 2 sin de alfa minus beta pe 2 cos de alfa plus beta pe 2. Ei, asta e formula care îmi trebuia mie foarte tare, foarte mult o așteptam. Dar nu mi-am amintit-o, am demonstrat-o. Hai să o aplicăm. Sin de 3x minus sin de x ar să facă egal cu sin de 3 minus sin de x egal cu 2 sinus de 2 sinus de 3x minus x așa, supra 2. 3x minus x face, hai să spun, 3x minus x pe 2 cosinus de 3x plus x egal mai departe cu 2 sinus de egal cu 2 sin de 2x pe 2, adică 2x pe 2x, da, așa, ori cosinus de 4x pe 2, adică 2x. De 2x. 4x împărțit la 2 face 2x. Păi, hai să aplicăm și noi aici formula. Sin minus sin. Sin de ceva minus sin ceva. Cât vine? 2 sin de... Deci, noi avem acum x și x0, nu? Da. Și cât vine? Sin minus sin face 2 sinus de. Da. Păi, ar veni... 2 sinus de cât? 3, nu am aflat acolo, 2 sinus de x, în loc de alfa este x, da. Și în loc de beta este x0. A, păi vine 2 sinus de x minus x0, așa, x minus x0 supra 2, da. Cosinus de x minus x plus x0 supra 2. Da. supra x minus x0. Deci vine 2 sin de x minus x0 pe 2 cos de x plus x0 pe 2. E, și acum ia să vedem la ce ajungem îndată. Deci apare așa. Egal mai departe cu limită, zicem, limită pentru x tinde la x0 din, vezi, aici este x minus x0 pe 2. Ce-am spus? Sin de ceva supra acel ceva. Dacă acest duce la 0 și când locuim pe x cu x0, din x0 minus x0 face 0, pe 2 face 0. Asta e expresia e de x. Vezi? Ce ar mai trebui ca să semne exact? Și jos aici, cât ar mai trebui ca să semne ca acolo? Un 2. Îl pun jos. 2 și mulțesc cu 2. Și acum am făcut-o fericit. Ia, asta tot care am calculat o face 1. Da? 2 cu 2 simplifică. Și vine ce mai rămas? Cosinus de x plus... Cosinus de x plus x0 pe 2. Da. Atât. Cos de x plus x0 pe 2. Și egal mai departe, cum oprim pe x cu x0, și vine cosinus de cât? Cosinus de x0 și cu x0. Da. x0 și cu x0, 2x0 supra 2. Rămâne un x0. Cos de x0. Iată că am descoperit. Sinusul derivat, sinus de x derivat este cos de x. Asta e formula pe care am prins-o acum. Sinus de x derivat egal cu cos de x. Păi ia să o scriu și pe asta. A câta este asta aici? A 8-a. A 8-a. Deci formula 8. Sin de x totul derivat egal cu cos de x. Da? Derivata al sinusului egal cu cos de x. Mai spus o formulă. Da. Câte ceasuri? Fără 20. 10 fără 20. Da. Ne oprim aici sau mai continuăm? Nu, sunt 3 minute sau... Mai vin, dar următoarea formulă tot așa puteți. Formula cealaltă, da? Că am urât. Tot așa trebuie demonstrat. Da? Da. Trebuie să găsim formula. Hai să-i spun prietenii noștri că ne putem opri aici. Da. Am și obosit și eu de... Da, mulțumesc. De... Am început astăzi la treaba, sigur că da. Așa că astăzi am făcut derivate. Am făcut și pe Florin din Giurgiu. Fericit. Da. Am făcut și pe el fericit, sigur că da. La revedere, dragilor. Pe curând. Băi, știi ce mi-ai amintit? Mi-am amintit când lucram acum, când mi-ai zis că ai o sticluță de zaibăr, nu? De zaibăr, așa? Și zic, băi, ia să opresc eu lecția. Mi s-a făcut sete. Bine, salut. La revedere.